Romașcanii care se află în căutarea unui loc de muncă în care să-și câștige existența în 2017 vor trebui să se mulțumească cu cele rămase neocupate de anul trecut, pentru că Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă se află în etapa de culegere a datelor referitoare la locurile de muncă oferite de angajatori. La începutul anului, angajatorii își fac planuri pentru anul în care tocmai am intrat, de aceea lista locurilor de muncă va fi actualizată în data de vineri, 6 ianuarie, însă cei care își caută un loc de muncă se pot adresa Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Roman, întrucât colegii mei de acolo actualizează locurile de muncă la data când apar noutăți. Există locurile de muncă rămase neocupate de la sfârșitul anului 2016, iar cele care apar sunt actualizate la data apariției. Cele care apar noi sunt actualizate la data când sunt comunicate de către angajatori instituției noastre. Lista primelor locuri de muncă oferite romașcanilor va apare vineri, 6 ianuarie 2017. La sfârșitul anului trecut, oferta de locuri de muncă era însă destul de subțire, fiind scoase doar cunoscutele joburi din industria textilă. Să sperăm că anul acesta cei aflați în căutarea unui loc de muncă vor avea oferte mai generoase.